Se spune că omul sfințește locul, dar și mulți sunt de părere că și mediul în care se dezvoltă, și ambițiile, și visurile sale sunt foarte importante. Cum a descoperit pasiunea pentru pescuit și ce îl leagă de locul natal în fascinanta lume a Deltei, aflăm de la un campion mondial de caiac. Vă invităm, dragii mei, să descoperim fascinația satului său dintre ape. Campionii nu se nasc, ci devin. Dacă își doresc cu adevărat, dacă muncesc și dacă au cu ce. Meritele lui Petre Ignatencu, campion mondial la caiac Master Marathon, nu au venit din senin. A avut o copilărie grea, dar plină de amintiri frumoase. Povestea lui este o adevărată istorie a satului, cu tradiții, obiceiuri și lucruri nebănuite din culisele celor care au devenit, în timp, caractere puternice și modele demne de urmat. Talentele se nasc la sate, iată, da, că și domnul Pazachin era foarte legat de satul său natal, în Tulcea, dumneavoastră și dumneavoastră. Deci prima experiență este după ce am terminat clasa a întâia, mama m-a luat la prășit. Deci eram în toie. La fel în fiecare vacanță până la 8, clasa 8-a, în fiecare vacanță mergeam la, aveam în fiecare zi dimineață, plecam la 5 și veneam la 4 după amiază la pescuit, cu undiță. Iarna mergeam în baltă, în delta, unde porcii noștri care creșteau în baltă, nu mai aveam hrană, că era înghețat totuși. Fiecare dimineață plecam și la ora 12 mă întorceam, că la 1 intram la școală. Și asta am făcut toată iarna, într-o iarnă mult mai grea. Mi se pare că în 68, dacă nu mă înșel, mi-a căzut, mi-au degirat picioarele de 3 ori. Când mergeam, plecam, udam. Deci satul este în sângele meu, ca să zic așa. Acolo la Pardin aveam o mare incintă, stipoc, incintă în care s-a experimentat agricultura, deci a fost asanat terenul delta, ca să zicem așa, și acolo s-a plantat sau s-a impus agricultura, care este și astăzi. Văd că nu l-au dat drumul, nu au rupt digurile ca să intre apa, să facem baltă. A rămas în continuare delta. Cunosc agricultura din... Plus că sunt și un bun, spun eu, un bun exploatator al agriculturii, adică în sensul că sunt bun bucătar. Să ne spuneți o rețetă de pește, nu? Majoritatea de tradițional. Îmi place plachia, pe care chiar dimineața am plecat-o și am lăsat soția să o scoată după 2 ore. O plachie de scrumbie, care înseamnă cartofi, ceapă prăjită și scrumbie. Amestecate, puse una peste alta, un cuptor, în 2-3 ore, este o bunătate de, bineînțeles, cu mirodenii, cu foi de dafin, stof de roșii, da. Deci, abia aștept când mă întorc să mănânc ce am făcut. Și cum zona aceea este exploatată din punct de vedere, nu, al peștelui, al sigur, turismului? Da, sigur că da, dar după cum se aude și cum îmi spun, am un nepot care e pescar, peștele e foarte puțin. Eu țin minte pe timpul meu când plecau pescare, veneau cu barca plină. Acum nici nu mai ajung cu ea pentru că o lasă pe drum. Cât pește strâng, practic îl lasă pe drum să câștige existența. Și la Cherhana mai duc și ei, ce mai rămâne. Asta vreau să mă întreb. Deci, dumneavoastră ați în familie pescari? Ați avut? Tata a fost pescar din tinerețe, după aceea când a început mecanizarea stufului, adică recoltarea stufului mecanizat, s-a făcut mecanizator de stuf, pentru că peștele nu mai ținea atâta, nu putea să fie pe atât de mulți pescari. Și atunci s-a reprofilat. Dar acum am nepotul meu care stă în casa părintească a mamei, fata părinților, e în delta. A rămas acolo și zice pescar. Ce-i de făcut? Că am înțeles că legile nu permit pescarilor să-și facă meseria, da, să câștige existența. Se pare că condițiile nu sunt foarte bune. Știu că nepotul meu a trebuit să cheltuie vreo 7-8 mii de lei ca să-și obțină certificatul de pescar. Pescar și cu 50 de chile de pește care le prinde în 2-3 zile, nu se poate trăi. Bine, vara mai face și pe
să zicem, agent de turist. Cu barca e plimbă turiștii. Dar asta e o sezonieră și este așa, la noroc, ca să zic așa. Pescuitul nu ține. Și să ne spuneți și despre succesul dumneavoastră, nu? La Aur, acum 2 ani. Da, acum 2 ani, la campionatul mondial de caiac maraton, care a avut loc la Bascov, în România. Am reușit cu un coleg, colegul meu, Dincă Ștefan, maestru în arte marțiale, și eu sunt maestru al sportului în Popice, pe lângă caiac, deci sunt polisportiv. Chiar ieri am fost la un concurs de Popice. Deci am reușit să câștigăm, iar eu am ieșit campion mondial în sport, ca să spun așa, după o așteptare de 50 de ani. Având în vedere că am început sportul în 1970 și campion mondial am ieșit în 2021. Deci atât și pentru cei de acasă care sunt și care trăiesc prin aceleași chinuri pe care au trecut și dumneavoastră, cu frig, înghețuri, degerături. Da, sigur, așa e viața, la Delta este foarte grea, iar cei care sunt, rămân acolo, sunt cei care sunt, să zicem, patrioți locali. Deci înțeleg să rămână aici și să trăiască aici cu greutățile și mai bunele ce mai se găsește. Eu știu că omul mai are și bucurii în familie. Și sperăm ca cei care am rămas să putem să ducem mai departe țara asta, să rezistăm, să trecem peste acest moment greu și să aducem România la un nivel la care suntem fericiți. Cum ați ajuns la acest succes? Toate concursele care am participat și, slavă Domnului, am participat destule, la niciun concurs nu mi-am propus să câștig. Ci doar să-mi valorific potențialul care l-am în momentul respectiv. Adică să nu concurez sau să nu mă prezint cu potențialul slăbit. Deci am tot potențialul. Și dacă găsesc un adversar mai bun, îl salut. Dacă sunt eu primul, mă bucur. Dar niciodată nu intru în concurs ca să câștig. Deci n-ați fost presat de partea asta că o să niciodată pierdeți, că o să... Niciodată. Singurul lucru, nu abandonez în concurs, indiferent ce e, nu abandonez. Lăsați și pentru românii din ziua asta, nu? Da, să nu abandoneze, să-și urmărească visurile, pentru că ele vor veni. Înfăptuirea visilor se va face cu multă răbdare. Mie mi-a trebuit 50 de ani.